Bună, sunt Ela și astăzi facem un video puțin mai diferit. Spuneam că va fi un video puțin mai diferit pentru că astăzi vom vorbi despre uragan și fenomenul ce urmează să se întâmple pe partea unde suntem noi, pe coasta de est. Oamenii se pregătesc deja. Mergem și noi împreună să aducem niște saci de nisip, niște conserve ne pregătim, multă apă. Am primit sfatul să ne luăm, să umplem rezervorul mașinii și să avem o lanternă. Este al doilea an în care văd și simt pe propria mea piele cum este natura și că nu te poți pune cu ea, cu forțele ei. Anul trecut, în locul în care am fost eu, a lovit o tornadă. Oarecum, că nu știu dacă au fost pagube majore. Iar anul acesta am primit ordine de evacuare pentru că uraganul Dorian, care a lovit Bahamas cu vânturi foarte puternice, a fost declarat de categoria 5-a. Și a stat foarte mult acolo. Urmează să se lovească și la noi. Așa că sperăm că o să fie ok. Mâine se anunță să ajungă uraganul Dorian și prin zona noastră. Noi ne pregătim intens de acest fenomen. În spate se văd oameni care umplu saci de nisip. Primăria oferă saci și nisip, doar că tu trebuie să vii și să îți umpli proprii saci. Și aici suntem noi, cu săculeții noștri. Suntem la primărie, acolo este primăria. Și săculeții noștri. Ne-am cumpărat ceva și de la Home Depot să punem la ușă și dacă vedeți, la geamuri, la mașină am pus duct tape. O să fie bine. O să fie bine. O să fie bine. Aici a început să plouă. Am început ziua tot cu ploaie pentru că de miercuri până vineri suntem sub avertizarea uraganului. Ne pregătim pentru uragan, am pus sacii la ușă, facem ultimele pregătiri, tot ce era pe jos am luat, ne pregătim să vină și o inundație urâtă, tot ce era în dulapuri le-am pus sus,
bagajul e aproape făcut și Claudiu pune bandă la geam în cazul în care se sparge să nu ajungă chiar pe noi, pentru că aici e patul. Uraganul a trecut, toată lumea este bine, noi suntem bine, ceea ce e mai important. Am să vă inserez niște poze acum la final. A fost un video mai deosebit, nu a fost așa de vese ca până acum. Urmează niște videouri mult mai frumoase. Stați aproape, abonați-vă la canal și ne vedem curând. Vă pup!